Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea generală pentru 2020 pentru fecioară. Da, știu că vine o leacă mai târziu, e 4 ianuarie și ce dacă, nu-i nicio problemă, la nivel universal am zis de 11.000 de ori că nu există calendare și timp uman. Da? Etalarea va fi foarte generală, câte o carte pentru fiecare lună. Dacă este ceva ce nu vă place, încă aveți posibilitatea. Chiar și cei mai puțin experimentați în manifestări, aveți posibilitatea să schimbați și să vă creați destinul pe care vi-l doriți. Dar, repet, fiind o etalare foarte generală și colectivă și, repet, o carte pentru o lună, dacă este ceva ce vi se pare că nu rezonează cu voi, nicio problemă. Aveți posibilitatea, aveți această șansă să creați în luna respectivă ce vreți, eventual să schimbați povestea și să o suprapuneți cu alte etalări pe care le-ați auzit, dacă le-ați auzit, și să vă creați scenariul pe care vi-l doriți. Înainte de a începe etalarea, vreau să vă arăt un mesaj. Așa am simțit, așa vi-l transmit. Am amestecat aceste de cărți, care va fi în principiu prezentat la sfârșit, dar la un moment dat a sărit patru de oglinzi, similar cu patru de cupe invers, ceea ce pe mine m-a făcut să gândesc, să simt că treceți peste o supărare. Patru de cupe, în general, e o stare de supărare emoțională, de tristețe, de însingurare. Și sunteți într-o perioadă sau începeți anul cu această eliberare de supărare și bănuiesc că e totuși apropiată interpretarea pentru că următoarele cărți care au sărit, au sărit într-o poziție normală și sunt foarte pozitive. A apărut 3 de spirale și 10 de spirale. Simt că unii dintre voi vedeți viitorul cu alți ochi. Ori vreți să vă implicați într-o situație în care simțiți că aveți viitor, aveți șanse de creștere, de a vă crea o relație stabilă, da? De la 3 treceți către 4 de spirale de bâte, da? Ori renunțați la niște rezultate tocmai pentru a vă crea, pentru a vă apropia de alte oportunități pe care le simțiți așa în aer. Sunteți undeva la o intersecție de drumuri, da? Lăsați în urmă ce nu vă priește, ce vă îngreunează drumul, mai ales creșterea spirituală, că vorbim deja de 2020, de transformări profunde la nivel colectiv și personal. Da? Lăsați în urmă ce nu vă priește și alegeți drumul care vă duce către esența voastră. Interesant cum simți această carte, esența voastră. În direcția în care vă puteți sculpta, vă puteți atinge un potențial spiritual. Acest personaj seamănă cu Buddha, da? Buddha este o energie spirituală. Și în plus, da, dacă alegeți bine, dacă lăsați ce nu vă priește și aveți viziune, veți putea vedea această ofertă divină, asul de monede. Vă reprezintă, este semn de pământ, sunteți ca o stâncă. Pregătiți să rezistați și să vă lăsați, ah, ce frumos, să vă lăsați lumina, să vă lăsați inspirați de energie divină. Da, poate să fie și un început de relație, de afacere, de job, de ce vreți voi, într-o direcție, un început stabil care vă creează stabilitate, rezistență, abundență. Voi mai amesteca atunci cărțile, între timp. Haideți să punem, eu știu, acele cărți care vor arăta, să zicem, energia lui 2020.
Ia uite, patru de bâte, am vorbit de patru de bâte, iar apare o stare de bucurie după o perioadă de mari tristeți, mari dezamăgiri, într-un trio, da? Probabil vă întoarceți privirea către doi de cupe, către un suflet care vă împlinește și care vă aduce bucurie. Simțiți pasiune și simțiți că puteți crea ceva durabil din această pasiune, da? Fecioară 2020. Roata norocului. Roata norocului se învârte, pentru voi este Jupiter, săgetător sau pești sau pur și simplu norocul. Da? Începe, teoretic ar trebui să apară. Da? Aici sunteți voi, fecioara, da? Frumos. Roata norocului și fecioara. Ieșiți din întuneric către lumină. Da? Vine această schimbare de destin pentru că ați căutat, pentru că ați stat în singurătate, pentru că ați meditat, pentru că v-ați regăsit, drăguț. Fecioară, ianuarie 2020. Ianuarie general, energie generală. Scuzați, scuzați, scuzați. Ua, ce frumos ianuarie! Începeți cu îndrăgostiții. Dar trebuia să fac altfel. Deja n-am mai avut eu răbdare. Ianuarie, februarie, martie, da? Aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. La capătul setului de cărți, 4 de spade. Pentru mine este similar cu energia voastră a fecioarei, chiar dacă este o energie mentală, este o carte în care vă conectați la spiritualitate, vă vindecați de niște răni profunde, 3 de spade, da? Vă vindecați. Poate că asta ați făcut în ultima vreme și la un moment dat veți lua această sabie care stă deoparte și o veți manifesta. Veți manifesta victoria, veți manifesta dreptatea voastră, adevărul vostru, după ce îl veți fi înțeles. Și îl veți fi înțeles prin contact cu divinitatea, cu spiritualitatea. Poate după o perioadă de însingurare, cum am zis mai devreme, eventual de meditație, poate unii ați ținut post, ați fost la mănăstiri. Depinde, de la persoană la persoană. Feciorele, ați început, ați văzut, da? Ați început bine. Începeți bine cu acești îndrăgostiți. Haideți să vedem. Ianuarie, februarie, uah, asul de monede revine. Martie, 7 de monede. Vedeți, da? Haideți să așez calul. Aprilie, 3 de monede. Păi, dar arată bine deocamdată. Aprilie, mai, 4 de cupe. Iunie, 8 de bâte, iulie, 8 de spade, se mai întâmplă, vedem, august, 2 de bâte, septembrie, wow, regele de cupe, octombrie, 3 de bâte, noiembrie, 6 de bâte, superb. Deci, wow, frumos, începeți și încheiați foarte frumos asul de băte. Asul de băte. Probabil pentru că meritați, interesant, da? Eu cred că aceasta este lucrarea pe care ați făcut-o și poate o mai faceți o perioadă, da? Ieșiți dintr-un ciclu de martrădări, de dureri, de răni sufletești, vă transformați viața, da? Am zis mai devreme, da? Am vorbit de vindecare, de renaștere. Mental, în primul rând, mental, gânduri, renunțați la a gândi negativ, renunțați la a vă întâlni cu oameni care vă transmit gânduri negative, neîncredere, da? Stări negative, da? Și uite așa renașteți. Și în ce e mai important, începeți să manifestați copilul divin, copilul interior, care este jucăuș, creativ, plin de viață și conectat, știm foarte bine, sau dacă nu știți, vă zic eu, da? Cel puțin până la 7 ani, toți copiii sunt conectați la divinitate într-un mod în care greu se poate explica în câteva cuvinte, dar sunt conectați la viețile anterioare, la energia vieților anterioare și, în primul rând, la ceea ce primesc ei din astral. Bine, bine să și studiați pe copila și pe care aveți în urmă, în preajmă. Oricum, repet, aveți o trezire spirituală.
aveți o trezire, o creștere spirituală și pentru unii poate să fie și sexuală, că steagul ăsta roșu e clar că arată ca un șarpe, ca un kundalini, da? Calul. Aveți încredere în voi. Ce frumos. Aveți încredere în voi. Și vă mobilizați cu rapiditate către o stare de bucurie, de abundență emoțională. Interesant. Haideți să vedem în continuare ce simt eu să vă transmit din cărțile care au apărut. Repet, dacă este ceva ce nu vă place, dar arată foarte bine ca să nu vă placă. Dacă nu vă credeți ce zic eu acum, puteți să reveniți de-a lungul anului și să verificați. Nu uitați că o carte, repet, ca să nu uitați, o carte este pentru o lună. Și e posibil să se manifeste în viața unora mai mult, în viața altora mai puțin, poate la locul de muncă, poate în familie, poate în viața sentimentală, variază. Ianuarie, aveți îndrăgostiții. În ianuarie, vă simțiți foarte conectați la cineva, simțiți că există o persoană în viața voastră față de care nu doar că aveți o chimie profundă, nu doar că vă completați, simțiți că această persoană v-a fost adusă de divinitate în viața voastră. Chiar simțiți, nu este o întâmplare că v-ați întâlnit. V-a fost adusă tocmai ca să vă recunoașteți anumite aspecte ale voastre. Bărbat, femeie, ce sunteți? Nu contează. Eventual, în preajma lor, să simțiți că vă completați. Pentru unii poate să fie un suflet pereche, după cum arată cărțile, darmic. Pentru alții poate să fie un suflet geamă, deși povestea sufletelor gemene este dramatică și foarte intensă. Eu zic că este un suflet pereche, darmic. Dacă nu și nu, este o alegere importantă în dragoste, în mod special. Trebuie să alegeți, eventual, între un șablon relațional, între un anume tip de oameni pe care i-ați atras în trecut și ceea ce vreți voi să atrageți acum. Și veți alege, pentru că e un moment de decizii, veți alege bine, simt, pentru că în următoarea lună poate să fie și o colaborare, îndrăgostiții poate să fie o colaborare, nemaipomenită la locul de muncă. Și această colaborare să vă aducă spor financiar, pentru că după îndrăgostiți văd că apare asul de monede. Dacă nu e colaborare și e alegere în dragoste, alegeți bine, pentru că alegeți să manifestați, să oferiți sau să acceptați primirea unei oferte. Da? A unei relații de lungă durată, a unei relații stabile, că voi asta vă doriți majoritatea, sunteți semn de pământ și aveți nevoie de stabilitate, da? De spor financiar, de echilibru. Chiar dacă sunt probleme, sunteți pregătiți să treceți prin ele. Pentru că asta e, știți să construiți și ziduri de protecție, știți să construiți și case și grădini și o lume interioară, interesant. Eventual, nu doar pentru voi, ci și pentru această pereche pe care ați ales-o. Să o manifestați într-un fel sau altul, variază de la unii la alții. Poate să fie un dar pentru unele persoane, de bani, un cadou, vedeți și voi. Cum simțiți în februarie? Că oferiți voi, că primiți, variază de la unii la alții. 7 de monede în martie. În martie, poate într-un fel sau altul vă veți simți obosiți. Poate într-un fel sau altul va trebui să vă odihniți într-o direcție, posibil la locul de muncă. Pentru că monedele în general vorbesc despre locul de muncă. Și să vă analizați eventual ce vreți să creați, să transformați, că urmează după 7-8. Ați construit ceva, o grădină, da? V-ați implicat într-o grădină, într-o creștere, într-un spațiu personal. Dar trebuie să luați o leacă de pauză ca să vedeți ce ați făcut. Ce merită să faceți în continuare?
Poate la unele acțiuni, la unele investiții trebuie să renunțați și să vă concentrați pe altele, da? Cum este munca în grădină? Așa este, da? Se sapă, se privește, se aruncă bălările, se păstrează cei mai buni, dar trebuie, e un moment de analiză, de introspecție, în primul rând financiară, dar și de acțiune, practică, într-o direcție. Poate să fie și într-o relație, sper că sunt înțeleasă, da? Poate trebuie să așteptați pe cineva să se implice, să-i așteptați și pe ei, să vă ajute, da? 7 cu 8, ca să transformați relația. Voi le faceți oferta sau primiți oferta în februarie și la un moment dat unul dintre voi va trebui să, da, 7 cu 8, transformare. Să-l aștepte pe celălalt eventual. Poate celălalt e ocupat cu munca. Variază de la unul la alții. Oricum, e de bine. Aprilie, 3 de monede, în continuare monede, în continuare colaborare, o energie pozitivă, lucrați, ori personal, ori în echipă, am vorbit de echipă, am vorbit de colaborare mai devreme, da, la ianuarie, de alegere, da? Lucrați, să vă transformați viața, să vă transformați finanțele, eventual această relație pe care s-ar putea unii dintre voi să o începeți. Ura! Stai cu minte. Poate să fie o situație doar la locul de muncă, pentru că vorbim iar de monede. Dar, repet, variază de la unii la alții. La altul poate să se manifeste la locul de muncă, la alții în relația voastră personală, la alții în familie. Da? În mai, da? În mai, 4 de cupe. Probabil, într-un fel sau altul, venirea primăverii vă va aduce, eu știu, o stare de melancolie. O să vă aduceți aminte de un trecut. Primiți oferta emoțională din partea cuiva. Și, într-un fel sau altul, vă veți aduce aminte de un trio din trecut. Și va trebui să stați să meditați, o carte care vorbește despre meditație. Trebuie să vă analizați emoțiile. Vreau să mai primesc această cupă? Nu vreau. Se pare totuși că această ofertă este bună. Vine după o serie de cărți bune și în continuare arată un 8 de... Poate voi faceți această ofertă, da? Voi, posibil. Asul de monede, apoi un soi de as de cupe, dar mai mic. Și cineva este încă supărat, supărată. Dar cu răbdare, cu răbdare, reușiți să vă mobilizați, să duceți relația, situația mai departe. Da? În iunie, 8 de bâte. Poate ei fac o călătorie înspre voi, poate voi călătoriți între ei sau pur și simplu există această energie în care comunicați foarte des, dacă sunteți la distanță comunicați și prin comunicare transformați relația. Da? 8 înseamnă transformare. O întrețineți, mergeți mai departe, de la 7 către 8, da? De la un soi de stagnare, o temporară către acțiune. E comunicare pasională, vă exprimați dragostea, poate veți primi multe mesaje de dragoste, bâtele sunt pasionale, poate veți transmite multe mesaje de dragoste. Repet, poate chiar veți călători. Bâtele înseamnă și acțiune, cu drag către cineva. Sau cineva vine spre voi, peste o apă. Ei, și toată această energie, că-i comunicare, că-i călătorie, vă transformă viața. Undeva prin iulie, oricineva, semn de aer, mai mult sau mai puțin, ori o situație, ori situație, poate n-are nicio legătură cu ceea ce s-a vorbit până acum, o situație vă va bloca oarecum mental, dar este un blocaj temporar, pentru că următoarele cărți sunt bune, este un blocaj temporar. Cine știe, un cuvânt, o situație, vi se va părea de netrecut, de, eu știu,
Poate după această comunicare pasională cineva se supără sau eu știu ce se poate întâmpla, se pot întâmpla multe, da? Și ori voi, ori ei, veți experimenta acest blocaj mental. Dar fiind 8, vom vedea la timpul respectiv ce se va mai întâmpla, se va transforma, da? Pentru că arată bine următoarele cărți. Că sunteți voi, că sunt ei, că e altcineva din viața voastră, poate să fie o rudă, un prieten, un vecin, cineva sau chiar persoana cu care relaționați. Poate e doar un aspect planetar care reactivează niște blocaje, da? Mentale. Dar se va trece peste, pentru că în august. În august, deja lăsați în urmă ce nu vă priește eventual, da? Această bâtă care vă blochează mental, ori un personaj, ori o relație mai veche, poate vă întâlniți cu un fost, o fostă, da? Și vă atinge niște răni mai vechi. Da? Dar la un moment dat, în august, veți alege această bâtă învingătoare, zic eu. Veți alege să vă creați ceea ce v-ați stabilit de la începutul anului, sau poate chiar de anul trecutul, da? Anul trecut, da? 2019. Veți lua bâta învingătoare și veți vedea lumea cu alți ochi. Vă veți seta, vă veți plănui viața într-o nouă direcție. Și în ce direcție? Înspre dragoste, înspre pasiune, înspre victorie. Pentru că în septembrie, ce frumos este perioada majorității fecioarelor, da? Bine, și aici este august, da? August și septembrie. Perioada voastră, da? De glorie, în care experimentați ziua voastră de naștere, da? Unii dintre voi veți alege să vă transformați viața. Și interesant este că aveți aici un râu, un ocean, ceva să vă transformați viața și emoțional. Sunteți semne de pământ, dar aveți nevoie de emoții. Și am zis că veți alege direcția învingătoare, veți lăsa în spate ceva ce nu vă priește, ceva ce vă blochează mental. Ce vă leagă, interesant. Ce vă leagă sau v-a legat mental în niște stări negative. Dar, repet, e doar un aspect planetar care e temporar și va fi depășit. În septembrie alegeți dragoste, alegeți să manifestați dragostea adevărată, profundă. Că sunteți voi, că este un semn de apă, mai mult sau mai puțin peșterac sau scorpion, bărbat sau femeie, nu contează, dar poate să fie orice alt semn. Da? O persoană care ori vă iubește foarte mult, ori voi îi iubiți foarte mult, da? Dar pentru că sunteți în echilibru, cel puțin așa arată cărțile aici, persoana sau voi veți arăta mai puțin. Dar e ok, atât timp cât știți că există dragoste. Este o energie creativă. Fără apă nu puteți să creați, da? Doar pământul și apa funcționează foarte bine la capitolul creație, da? Interesant, da? Această sculptură, da? Nu poate fi făcută doar din pământ, doar din stâncă, doar din lut. Aveți nevoie de apă. Aveți nevoie de emoții. În octombrie, 3 de monede. 3 de monede. Simțiți deja de la 2, treceți la 3. Simțiți că lucrurile încep să vină, oportunitățile încep să vină. Lucrurile. Lucrurile se schimbă, asta vreau să zic. Lăsați în urmă. Deja sunteți pregătiți pentru o călătorie. Așteptați eventual pe cineva, probabil, iar călătoriți ori voi, ori ei. E altă carte care exprimă călătoria sau așteptarea cuiva. Așteptarea este și în martie, da? Pe de altă parte, lăsați în urmă o fostă relație, da, care nu v-a priit într-un fel sau altul. Și alegeți o direcție, da, care înflorește, care. Ce frumos simte această carte. Dacă în fosta relație ați fost două personaje separate, în următoarea relație veți fi ca o singură persoană cu.
ca o singură persoană. Vă veți uni calitățile și vă veți transforma, ce frumos, nu? Că de fapt asta înseamnă relație. Să deveniți unu. În celelalte relații ați fost doi. În această relație veți fi o singură ființă. Dragostea, relația în sine va fi acea ființă. Sper că sunt înțeleasă. În noiembrie, 6 TBT, victorie. Unii se gândesc la căsătorie. Am zis că pentru mulți colegi de-ai mei, 6 TBT reprezintă un pețitor. Pentru cei în care, într-adevăr, lucrează la această relație, că se pare că lucrează. Pentru alții, pur și simplu, poate să fie o victorie la locul de muncă, în această relație, veți primi atenție din partea unora, altora, sau persoana care, pe care o așteptați, da? Vine victorioasă în viața voastră și undeva prin decembrie începeți, așa, într-un mod strălucitor, pasional, o nouă etapă, un nou stadiu, da? În relația voastră. Dacă undeva prin februarie faceți oferta, probabil că spre sfârșitul anului deja o manifestați într-o altă formă. E o victorie oricum. Și 6 de bâte vorbește despre victorie și asul de bâte vorbește despre victorie, da? Nu doar despre sexualitate, dar nu doar despre pasiune, creativitate. Da, am senzația, nu știu pentru câți, pentru foarte puțini. Există și această variantă ca la un moment dat să aveți unii, repet, ca să nu intrați în panică, vai, ce spune Ela, unii dintre voi aveți șansa să aveți un copil împreună cu persoana cu care vă stabiliți să fiți împreună. Pentru cei care își doresc, că sunt unii care nu își doresc, evident, care au deja copii, pur și simplu n-au un plan, așa ceva. Hai să vedem. Încă trei cărți generale. Ia uite, în această serie, 7 de... A, similar cu 7 de monede, 7 de pietre. Cineva așteaptă. O doamnă? Poate vă așteaptă pe voi? Interesant. Iulie, e o chestiune creativă, da? De cântec, de comunicare. Ah, ce frumos! Undeva așteaptă la capătul unui râu. Râul poate să fie o cale emoțională. Interesant. Probabil că așteaptă să-și facă curaj, să meargă către voi, sau voi trebuie să vă faceți curaj, să vă întăriți pentru această călătorie emoțională către cineva. Și pietrele arată ca un portal interesant, un portal din piatră. Parcă ar fi undeva la marginea unei. Vai, ce frumos vine această. Ar fi undeva la marginea unui castel. Poate la un moment dat veți călători, veți vizita un castel părăsit. Ia uitați-vă bine la această imagine. Poate o veți mai întâlni de-a lungul anului 2020. Că sunteți voi, că sunt ei. Doamnă domnișoară, că sunteți voi, doamnă domnișoară, și stați și meditați și așteptați și vă gândiți la această călătorie emoțională, sub un portal de piatră. E o stare de așteptare, de meditație, similar cu 7 de monede, interesant. Și vă gândiți la ce? La 10 de monede. La echilibru și abundență. Cum să manifestați eventual de la 7 să ajungeți la 10? Prin ce? Ajungeți prin 3, prin comunicare, prin colaborare. Prin colaborare ajungeți la această
Familie fericită, abundență pe care o așteptați, o gândiți, o visați. Fecioară 2020. Mai. Mai. Puterea. Fecioară 2020. Uf, câte sunt? Wow, două. Puterea. Ce frumos. 10 de manuscrise este similar cu 10 de spade. Și într-un fel, e o energie oarecum, poate un pic mai accentuată, similară cu cea a 8-ului de spade, da? O energie care se reactualizează la un moment dat de-a lungul lui 2020, dar pe care o depășiți, pentru că aveți putere. În 2020 aveți o putere fantastică, da? Este, în primul rând, o putere spirituală care vă este dată, pe care știți că ați avut-o, pe care, dacă nu ați știut, o veți afla sau ați început să aflați în ultimii ani, că aveți o putere excepțională de transformare a voastră, de a vă apropia de acest suflet pereche, da, două lumânări, suflet geamăn, ciofiel, suflet darmic, da? Și de a renaște. Interesant cum este, deși sunt seturi de cărți similare, diferite, vreau să zic, imaginile sunt similare. Și aici persoana este înconjurată de săbii, aici tigrulețul este înconjurat de manuscrise. Manuscrisele reprezintă contracte, da? Cuvinte scrise, contracte, relații la locul de muncă, căsătorii care au fost încheiate, desfăcute sau pur și simplu jurăminte făcute, scrijelite pe pomi, pe, eu știu ce, pe bănci în liceu, când erați îndrăgostite, relații care stau să fie depășite. Trebuie să învățați în 2020 și să faceți, să repetați chestia asta pentru cei care n-ați făcut, eliberarea de aceste relații, da? De aceste cuvinte care încă vă înconjoară și nu vă dau voie să, sau nu v-au permis o perioadă să creșteți, dar veți depăși, înțelegeți? Veți depăși pentru că aveți faetonul. Veți avea puterea, tăria, ambiția, încăpățânarea să mergeți. Faetonul este în general reprezentat de trăsurică, da? De mașină, de nevoia de a călători, de a merge mai departe. Dacă nu e vorba de o călătorie fizică, e pur și simplu desprinderea de această energie care v-a blocat pentru că aveți putere. Dar interesant este că acest blocaj a fost tocmai ca să vă regăsiți puterea. Tigru e foarte puternic și tigru nu poate să stea în cușcă. Tigru va distruge această cușcă și va merge către libertate, către stea, că acolo merge faetonul, către stea, către destinul său. Frumos. În continuare, ce aveți aici? Regele de spirale. Este similar cu regele de... Vai, și stea, am vorbit de stea? Veți avea confidența, confidence, încrederea, vreau să zic, încrederea, ambiția, siguranța, energia, ce vreți voi, pasiunea să mergeți către destinul vostru. Am vorbit de faeton și de stea. Dar aici este o persoană, este o persoană, un personaj care ține o stea în mână. Vă veți găsi steaua, vă veți găsi direcția, lumina, persoana cu care puteți fi fericiți. Frumos! Și veți merge. Veți merge către ei. Hai să... Ah, ce frumos! La capătul acestui set de cărți ce aveți? The only thing... Ah, interesant! Singurul lucru real este dragostea. Vă veți concentra pe dragoste în 2020. E bine. Hai să vedem un mesaj de la Înger pentru Fecioară în 2020. Foarte frumoasă etalarea, mă bucur. Bine, în această etalare foarte generală am folosit cărțile în poziție normală. Pentru ianuarie sunt foarte curioasă ce va apare. Vor fi și invers. Acolo e tensiune, acolo este surpriză, că acolo este adevărul adevărat. Un mesaj de la Înger pentru Fecioare. Prea multe. Asta a vrut în mod special. Practicați compasiune, compasiune față de voi și față de cei din jurul vostru. 15 poate va însemna ceva, poate este ziua voastră pe 15.
15 septembrie, poate, sau într-o zi de 15 ceva, într-o zi de 15 în orice lună, ceva, veți fi puși în situația în care să practicați compasiunea, să arătați compasiune pentru cei din jurul vostru și în mod special față de voi. Ce înseamnă asta? Să ieșiți din aceste cușci mentale, să ieșiți din blocaje, să vă fie un pic de miluță de voi. Ați îndurat foarte mult în dragoste, puteți să îndurați în continuare și orice experiență sau prin orice vă va duce viața, este ca să creșteți în această relație și în general să creșteți în relație cu voi înșivă. Încercați să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă proaspătă. Foarte frumos. Ia uite și uniunea inimilor. Într-un fel sau altul, unii dintre voi vă veți întâlni cu sufletul geamăn, cu sufletul vostru darmic, 2 și 8, da? 10, 28, 43, 4 și 3. Foarte frumos. Unii dintre voi vă veți întâlni cu sufletul pereche și veți fi, am zis mai devreme, ca un pom, ca o singură ființă. Nu veți fi separat ca în alte relații. Și ce frumos este când îl simți pe cel de lângă tine ca fiind parte din tine, nu o energie separată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Pa!